Hei, gogoșici! Bine v-am regăsit cu un nou episod de Sims. Sims 4 cu cel mai delicios și gogolișos episod din întreaga lume. Așa că abonați-vă, activați clopoțelul și, bineînțeles, yummy. Ce faci azi? Păi, iar am apăsat greșit. Mai ții minte că noi eram bătrâni? Data trecută ne-am făcut bătrâni. Da, dacă n-ați văzut episodul ăla, neapărat să-l vedeți, pentru că... E delicios. Dar, Tom, absolut superb. Suntem doi bătrâni atât de drăguți. Da. Ok, păcate, în episodul ăsta am venit tot, ha? Voiam să zic că din păcate, da, ne-am îmbătrânit. Trebuia, era timpul, Flo. Era timpul? Da, era timpul, dar știi că sunt niște băuturi magice în Sims de te poți face tânăr. Nu te cred. Ba da. Nu te crezi, de abia acum am spui. De abia acum spui, da, de revisele. Da, eu țin minte că ți-am mai zis. Am uitat. Da, da, ți-am mai zis. Sincer, am uitat. Serios? Da. Ce faci? Am strănutat din greșeală. Am crezut că ai făcut altceva. No. Ok. Văd că e fica noastră aici. Dar nu știu de ce. Ia așa. Să schimbăm. E fica noastră Natalia aici. De ce nu e acasă cu copiii ei? Asta nu înțeleg. Eu tot tristă sunt, pentru că tot am impresia că a murit și văd că îmi trece abia în 8 ore. Și-am făcut pișul pe mine. What the fuck? Bătrânețea asta, da, bătrânețea e de vină. Trebuie să mă duc să mă spăl. Pe bune? Nu te crezi, bătrânețea scrie acolo că e bătrânețea de vină? Nu știu, cau și eu vină, ce vrei să fac? Da, nu mai căuta vină, măi. Dau și eu vina pe cineva. Pe bătrânețe. Pe ceva, da. A, acum când faci ceva, gata, dai vina pe bătrânețe. Păi, nu așa se întâmplă, mereu știi când îmbătrânești orice. A, bătrânețea, bătrânețea. Da. Văd că e un băiat aici la noi în baie. Cine îi? Leo Miller. Văd că fica noastră, Kenya, îl urăște. De ce? Nu știu, ia să vedem de pe celelalte personaje ce ne apare. Nu știu, probabil s-a mai întâmplat ceva. Ia, de pe tine. Și tu îl urăști la maxim. Ia eu. De ce? La fel, la maxim îl urăm. Iar fica noastră? Nu te crezi, e în relații cu Zeynep. Adică cu fica? Da, cu fica noastră cea blondă. Vai, deci nu. Da, și cred că de asta îl urâm, pentru că mă gândesc că e destul de rău, fi... Uite, să fie se ceartă rău cu fica el. Noastră. Da, văd că e tot tatuat, e teenager, dar văd că e tot tatuat, are cercei peste el, poate e un golan sau ceva, eu știu de ce nu-l place. Da. Chiar okay. Nu știu ce s-a întâmplat, dar se pare că fica noastră îl place. Dacă e un golan, păi să iasă afară din casă. Nu, dacă la fica noastră îi place. Păi cum, adică eu n-aș permite în viața mea să stea cu un golan. Păi da, ce, Flo? Dacă îi place din nou... Păi, da. E viața ei, Flo. Eu înțeleg că e viața ei, dar am grijă de viața ei. Au avut primul sărut. Au avut primul sărut? Da, au avut primul sărut. Cu golanul? Da. Nu aș face așa ceva în viața mea, l-a dat imediat afară din casă. Uite, poate să îi facă un compliment și poate să facă uhu. Nu, nici gând. Dar fiica noastră e prea supărată să facă uhu, dar nu știu de ce. Stai puțin, oprește puțin, măcar. Cum adică nu poți să facă? Stai. Căci că fiica noastră Kenya e în prima ei bătaie. Cum adică? Cu cine se bate? A, se ceartă cu el. Uite, cică, nu se înțeleg deloc. Am învățat o chestie despre Leo. Bun, dă-l afară. Este rău, este un om rău. Perfect, dă-l afară. Dar stai, dă-l afară, nu discut cu golan din ăștia. Nu, stai puțin să vedem de ce se ceartă. Nu mai contează, dă-l afară. A, el avea un interes romantic cu altcineva, ci că de asta s-a deci separat. Deci un șal, dă-o afară. Dar nu înțeleg, cu cine a înșelat? Că doar se certa cu cealaltă. Nu contează, afară. Flo, calmează-te, că trebuie să aflăm ce se întâmplă aici. Nu se poate încă un băiat să fie la fel. Poți să te ceri tu cu el, hai vină și certă-te cu el. Bine, ieși afară, băi, golanule. Uite, zic că maică-s ai o lamă. Mama ta e o lamă. Asta e cea mai bună insultă din Sims. Maică ta e o lamă. Da, poate în engleză sună altceva. Dar nu înțeleg de ce, pentru că mie îmi plac lamele.
Da, și mie îmi plac sfinții. Tuturor le plac lamele. Ați văzut măcar cât de drăguțe sunt? Exact. Da, nu știu care e faza. Ia să vedem dacă reușim să îi împăcăm pe cei doi. Pentru că fiica noastră e tot tristă. Uite, vii și tu acum. Și-a mai venit un tip. Nu știu cine e tip. A, paparații. Paparații? Mhm. Băi, dar ce caută paparații ăștia în casă? Ia, dați-i afară. Ieșiți afară. Just go away. Dar ăsta-i nervos rău. Băiatul ăsta. A, uite, se ceartă cu tine. Nu te crede, la cu tine mine, în casă și se ceartă cu tine. Mai are tu pe... Dă-l afară, dă-l, dă, că-l dau de urechi, dacă nu arunc de pe geam. Hai, afară chiar. I-ai auzit? Da. Dă-l afară. Nu vreau, pentru că mi-aș dori ca fiica noastră să aibă o relație. Mă, cu un golan, tu îți dai seama ce zice acolo? Cu un golan, un derbedeu ăla. Flo, dar dă-l poate afară, că dacă nu mă duc eu... Și că a încercat să-ți fure ție banii. Deci nu, că mama lui o lamă rău de tot. Dă-l afară. Uite, fiica noastră e foarte nervoasă pe el. Dă-l mai afară. Și tu ești foarte nervos. Doamne, Flo, calmează-te, că o să faci un infart. Dă-l afară. Dacă faci infart. Vrei să mor? Uai, dar le-a scăzut munta aia. Eu zic să mergi... Du-te în pat și culcă-te, Flo, pentru că spulsează ceva. Eu zic să-l dai odată afară, că deja mă enervează pe mine. De ce? Ok, trebuie să-i luăm ficii noastre, din câte îmi scrie aici absorbante. Serios? Asta scrie? Da, scrie, pentru că... Na, i-a venit perioada și uite, o doare foarte tare burta, vezi? Ah, ok. Unde... unde probleme de... adolescent. Da. La fete mă refer. Îi vine să verse? Ce tot are? Vai, e foarte nervoasă. Toată lumea aici e foarte nervoasă. Și de ce paparații ăsta n-a plecat încă? Păi stai, paparații la noi în casă sau unde? Da, s-am zis. La noi în casă? Mm-hmm. Cum au intrat? Nu știu. Ok, hai să-i luăm ceva medicamente, pentru că se simte foarte rău. Gata, i-am luat medicamente, acum e mai ok, dar hai să vedem unde a plecat băiatul, poate reușește să se împace. A, se dă pe balansoar. Ok. Ia uite-l. Poate e puțin nebun, dar ar trebui să-i acordăm o șansă. Nu-i acord! Frate, doar a încercat să-ți fure banii. Exact. Atâta tot. Nu, mersi, n-am nevoie de golan din ăștia derbedei care fură. În viața vieților voastre... pentru toți cei care vă uitați, nu stați cu golani din ăștia. Corect, nu stați cu ei. Dar în joc trebuie să încercăm. Nu! Să vedem ce se întâmplă. Nu! Flo, câteodată, aia e chestia, că asta e partea mișto la jocul ăsta. O fi personajele noastre, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem să se întâmple doar lucruri bune, pentru că e cam viața reală, cumva. Știi? Înțeleg, dar adică, nu vreau. Da, dar ar trebui, știi, să fie și... na, o parte mai real... picantă. Da, o parte mai picantă și față, dar e că și în viața reală se întâmplă lucruri rele, lucruri bune. Nu e mereu totul roz. Că dacă ar fi totul roz, na, ce sens ar mai avea, nu? Mie mi-ar place să fie totul roz, adică... Da, logic, acolo. Dar mă refer și în jocul ăsta. Ce sens ar avea dacă ar fi totul roz? Deci îl dai pe la afară sau nu? Uite, fiica noastră vrea să te insulte pe tine. Ci pe mine, acum mă insultă. Da, pentru pe că i-ai stricat. Da, ci că să-ți insulte fața. Ia auzi. Ia să vedem cum te face pe tine o lamă. Doamne. Ia să vedem, nu mai vine fiica noastră? A, uite, vine acum. Ia să vedem, ia să vedem. Ce se întâmplă aici, tată-fică. Tată-fică. Uite, ți-a dat un mare dislike, bro. Nu te cred că mi-a dat dislike la video. Nu, nu la video. Uite, ai certat-o. Foarte bine. Ia, hai să-și ceară iertare. Sau hai să te scuture puțin. Să mă scuture? Cum adică? Ia uite. Pe bune, frate. Da, ia uite, ia uite. A, nu vrea să te scuture. Să-ți bagi joc de mine. Ok, hai să-și ceară scuze. Poate să-și ceară scuze? Te rog. Nu, hai să te întrebi dacă are voie să meargă la o întâlnire. Nu, n-are voie. Ia, hai să te întrebi, să vedem ce zici tu. A, uite, râzi, ești fericit. Pe bune.
A zis, ok, sure, dar fii acasă până la 9. Așa a zis? Da. Ești un tată foarte înțelegător. Uite, își cer și scuze, își cer fiica noastră scuze pentru treaba asta. Doamne! Pe bune! Da, uite, hai că e ok. A, uite, acum ai zis că ăla a încercat să... zi, să-ți fure banii. Și ne-a întrebat... Iarăși! Și a întrebat-o pe... A, tu ai întrebat-o pe fiica noastră cum s-au cunoscut. Okay. Și cum, cu băiatul ăla. Și, nu știu, la școală. Hai să zicem că la școală s-au cunoscut. Foarte interesant, foarte interesant. Da, la școală, wow. Incredibil. Ok, hai să te mai întrebe... dacă poți să... ce cadou să-i cumpere iubitului ei? Cum adică ia ce cadou? Nu că deja mă enervează. Ci că i-ai zis să-i cumpere o floare. Doamne! Ok, hai să meargă... Eu sunt tot tristă. Cât de nasol. De ce tot plâng atâta? De bătrânețe. Plâng de bătrânețe. Ok, hai să vedem ce se întâmplă aici. De ce nu mi-apare? A, uite aici. Body care. Ok, să-mi iau și niște medicamente, bătrânețea. Nu mă pun și eu puțin să mă culc. Mi-am luat și niște medicamente. Ce mai avem aici? A, uite, poți să te și îmbolnăvești. Eu să mă îmbolnăvesc? Nu, eu. A, dar sunt beată. De ce sunt beată? Nu, pe bune, te ești beată? Da. Dar ce ai făcut? Unde ai fost? Nu știu, sunt beată. Iar uite, pot să cumpăr un cadou pentru cineva. Hai să-i cumpăr fiicii noastre un cadou. Da, mie de ce nu cumpăr cadou? Să se simtă mai bine. Cumpăr... Uite. Eu nu pot simt bine. Teddy, e fomică lui Teddy. Și de ce stă în piscină dacă e fomică? Păi știi că lui mereu stă... Îi place să stea în piscină. Mai ține că de când l-am luat doar în piscină stă. Mm-hmm. Eu zic că fiica noastră ar trebui să plece și să meargă la o întâlnire cu băiatul ăla. Doamne, cred că eu o să-l urăsc toată viața mea. Serios? Dar poate, poate o să devină bun. Nu cred. Ajutăm să devină bun. Păi mai bine așa decât ca fiicele tale să se urască între ele pentru că îl plac amândouă pe Alica. Doamne. Eu așa zic. Ok, dacă tu spui. Vrei mai bine să-l placă amândouă pe Alica și să se urască între ele? Eu zic că nu. Clar nu. Păi vezi? Hai să merg la un restaurant unde... Ah, parcă restaurantul ăsta era fain aici. Nu, ăsta e muzeu. Aici. Ții minte eu că era ceva drăguț. Hai să meargă. Pac. Aici, abus. Sunt curioasă dacă se vor împăca sau nu. Dacă ea îl va ierta, că i-a furat banii tatălui ei. Sau dacă eu îl voi ierta, mai bine zis. Flo, nu contează părerea ta. Ba da! A mea contează cel mai important. Cel mai mult. Serios? Da! Păi și dacă vin ai tăi și zic că nu le, plac de, nu le place de mine? Ce faci atunci? Păi... Da. Dar ce? Contează părerea mea. Și atunci contează părerea ta, a? Da. Nu mai contează părerea lor? Nu. Păi vezi aceeași chestii și aici. Păi știu. Păi atunci nu mai zic, contează părerea fiicii noastre. Ia uite ce distanțare socială e aici. Uite, hai fiica noastră să-i dea o floare, cum i-ai zis tu. Da, el îi dă ceva ei sau? Uite, uite ce fericit e. Nu, nu i-a dat nimic. Doamne. Uite, poate să facă uhu. Pe bun. Dar stai, mă, e adolescentă sau ce e? Uite, în public. Cum să facă în public? Uite, toată lumea se crizează, dar fac uhu în public. Acum? Da, uite. Cum, frate? Da, nu știam. Uite, toată lumea se sperie. Dar zici că s-au luat bătaie. Nu, fac uhu în public. What? Ce artificii. Eu nu-mi dau seama cum. Mamă, ce fac... nervos sunt oameni. Oh, ce se întâmplă aici? A venit poliția! A venit poliția! Pe bune! Da, și împușcă. De ce împușcă? Uu! A venit alt polițist.
E vreun jaft, oare, ceva? Oare pe fiica noastră ea? Eu zic că pe ei ea. Nu cred, o bate poliția! Băi, ești nebun? Că au făcut un hum public. Ia uite, a tras cu pistolul. Uite, și-o bate și alta. Alt polițist o bate. Pe bune? Pentru că a făcut de față cu toată lumea, e logic. Da, pentru dar că practic că... asta nu e legal. Da, dar nu știam că e posibil așa ceva. Și de ce doar pe fica noastră o bate? De ce nu-l bate pe ăla? Da, bă, dar fica noastră chiar că are numai ghinion în viață. What? Uite ce se bat acolo. Băi, dar de când poliția are dreptul să dea într-un om, mai ales într-o fată. Da. Uite, în continuu. Deci eu nu apăs nimica, dar în continuu ea la bătaie. Și ăsta de ce nu vine să o apere? Pentru că e un golan, derbedeu, de aia. A, uite, îi face cu mâna și vorbește de ceva muște. Ok. Nu te normal. Cred. Hai să mai fac o dată cu un public, să vedem ce se întâmplă cu poliția aici de față. Crezi că mai merge? Da, uite, merge acum. Doamne. Ia, unde-i băiatul? Deci nu te cred, dar ce șcatoal ce i-a dat. Tu ai văzut? Da, ia. Ia să vedem, mai merge să mai facă un public? Ia, uite că se duce la el. Hai să vedem. Dacă și acum merge, sunt curioasă ce se întâmplă. Merge. Deci sunt uite curioasă. La ce face, dă cu sabia, cu ce da, dă. Da, văd. Iară fac uhu. Ia uite, se crizează toți. Băi, ești nebun. Nu te cred. Deci nici măcar nu știam că există varianta asta de uhu în public până acum. Doamne. Ia să vedem acum ce se întâmplă. A, uite, a zis că o dă în judecată. Băi, dar de ce pe ea și pe el nu? Asta nu înțeleg nici eu. Mamă, ce nervoasă-i toată lumea, nu te cred. Hai să-l și pupe și leșină toți. Ia să vedem, pupă-l. Pupă-l. Mama, asta chiar că dramă. Dar nu am știut. Nu vrea, de ce nu vrea? Nu vrea, cred că și-a luat prea multă bătaie și nu mai vrea. Nu te cred, uite iar vine poliția. Iar vine. Dacă iar... Nu te cred că iar o ia la bătaie. Asta e cel mai palpitant episod. Fica noastră, cea cu minte și silitoare, a fost luată la bătaie de poliție. Cum? Da, de când... Uite, uite-l bate aleluia, și pe el. În sfârșit dă și în ăla. Da. Deci vezi, de când iese cu un golan ce se întâmplă, viața e mai palpitantă. Eu ți-am zis. Oh, Doamne. Hai să vorbească cu polițistul, măcar să... Nu știu, să-i zică ceva de bine. Măcar să-și ceară scuze. A, iar o bate, deci n-am pus nimic. Da, o să ia bătaie în continuu cât mai stă pe aici. Cred că da. Da, ce o face? O percheziționează? Nu dă seama. Oh, Doamne. Măi, da, măcar arestați-i, dar nu îi luați la bătaie, știi? Da, exact. Stau... Deci doar asta face, doar să ia la bătaie și atât. În rest nimica nu mai face. Da, deci nu știam că dacă faci un joc, în simți uhu în public, se întâmplă chestia asta. Uite, se mai bagă și aia acum. Da, l-a invitat pe polițist la o cafea. Pe bune? Mhm. What? Da. Ok. Cam acesta a fost și episodul de azi. Sper că v-a plăcut. A fost chiar palpitant. Interesant. Da. Ok, noi vă lăsăm cu mulți pupii și scrieți-ne în comentarii dacă ați vrea că ei doi să rămână împreună, pentru că e o relație interesantă, mi se pare cea mai interesantă chiar. Nu, Flo? Nu chiar. Ok, noi vă lăsăm cu mulți pupici. Salutare!